Bine ați venit și în această seară la Biserica New Life. E bine ca să fim în casa Domnului. Și e mai bine când suntem și cu frații împreună. Haideți să ne ridicăm picioare și cu toți închinătorii în această duminică să lăudăm numele Domnului. Prima cântare zice, la tine venim, la tine venim, mântuiți în fața ta noi stăm, cu capul sus, inima plină de laudă, și Domnul lui ne închinăm. Haideți să cântăm. Preamărim, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru, Tată. În Tine găsim toată puterea. Tu meriți toată slava, Tată, și Tu ești Rege Regilor. De aia Te binecuvântăm, pentru că Tu ești Păstorul nostru, Tată, care nu ne lași niciodată. Amin. Thank you.
știu că mă vei ridica. Putem să declarăm și după masa aceasta, fără teama că greșim, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. God is good. All the time. And all the time, God is good. Aleluia. Slăvit să fie Domnul. E o imagine așa de frumoasă când biserica este plină. Slăvit să fie Domnul. Vă spunem bun venit tuturor celor ce ați binevoit să veniți să vă închinați cu noi în după masa aceasta. Și dorim ca Domnul să vă binecuvânteze din belșug pe toți. Dorim să salutăm pe toți musafirii casei Domnului, pe cei care îi cunoaștem și pe cei pe care i-am salutat dimineață și îi salutăm și după masa aceasta și pe cei pe care nu îi cunoaștem, dar dorim binecuvântarea Domnului peste toți și peste cei care ne urmăresc pe internet. Dorim ca să fie și ei binecuvântați prin lucrarea care se face în locul acesta. Mod deosebit, dimineață a fost salutată familia Ficuț, fratele Liviu, sora Florica, Beni și Ela, la venire. Acum îi salutăm și rugăm să ducă salutul nostru și la plecare și Domnul să îi binecuvânteze. Nu numai pe ei, ci pe toți cei ce vor călători în săptămâna care urmează, pe sora Maria Baltă, pe Lena și Cornel, părinții sorei Cornelia, pe Gelu și Noemi Gligor, să-i însoțească în călătorie, să-i păzească și să-i ajute să ajungă în pace la destinație. De asemenea, să nu uităm pe cei bolnavi. Vă rog să vă uitați pe internet, fratele Mihai face cu religiozitate lista aceea newsletter-ul, unde vedeți toate informațiile. Nu aș vrea ca să le repet, în mod deosebit aș vrea și avem în atenția noastră pe sora Doina Androni, care este încă în spital, se pare că se simte mai bine, este sub tratament. De asemenea, pentru fratele Mihai, pentru fratele Aurel Stan. De asemenea, avem mai multe familii, frați, surori, în vârstă și bolnavi. Să avem în atenție familia Nistoran, pe fratele Jean Nistoran. L-am vizitat săptămâna trecută, ne poartă în inimă și am fost cu un grup de frați și surori din grupa mică pe care o conduc. S-a bucurat, am putut să stăm împreună la masa Domnului pentru sora Steluța Păulescu, pentru fratele Nicolae și Eleonora Crețu, pentru mama, frați în vârstă, surori în vârstă care au nevoie de ca Domnul să-i întărească în perioada aceasta a vieții. În săptămâna care urmează, un grup de aici din biserica noastră, în mod deosebit cei implicați în slujire, vom pleca la Chicago pentru un seminar de pregătire. Vrem să învățăm cum să slujim mai bine. Până acum am crezut că le știm pe toate și abia acum când slujim ne dăm seama câte nu știm. Am vrea ca să slujim mai bine. Am vrea ca focusul nostru, ținta noastră, centrul să fie Domnul Iisus Hristos. Și am vrea ca să învățăm cum să slujim și tot ceea ce facem să-L onoreze pe Domnul nostru. Rugați-vă pentru acest grup, sunt circa 12 din biserică, care vom merge pentru 3 zile, frați, surori, care sunt implicați la copii, în spate, la audio-video și așa mai departe, în toate ramurile slujirii, pentru că vrem să învățăm cum să-L slujim pe Domnul și El să fie onorat prin lucrarea pe care o facem. Să nu uităm, primul serviciu în casa Domnului este
nu duminică, deci joi, să ne străduim să fim aici. Domnul Iisus Hristos este prezent și vom fi binecuvântați să avem în mijlocul nostru grupul Speranța, pe care mulți îl cunoașteți, așa că cei ce doriți ca să veniți la închinare împreună cu noi, să stăm cu toți în prezența Domnului în părtășie, vă rugăm ca să veniți joi seara la orele 7 la închinare împreună cu noi. Săptămâna care urmează, așa cum obișnuim, avem o altă familie care va sta înaintea noastră ca să ne rugăm. Familia Neagoie, pentru fratele Aurel, sora Cornelia, Anda și tatăl fratelui Aurel, ne rugăm pentru mântuire, ne rugăm pentru ca Domnul să le dea ajutor să stea pe calea Domnului. Am greșit? Nu am greșit. Bun. Da, ne rugăm pentru părinții sorei Corneliei care vor călători și ei, așa, și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvânteze. Ei au un sentiment de mulțumire pentru binecuvântările de care Domnul le face parte. Să ne rugăm pentru că Domnul ascultă rugăciunea, frați și surori. Avem un Dumnezeu care este viu. Avem un Dumnezeu care ține cont de și cunoaște necazurile, durerile și cunoaște și binecuvântările prin care trecem. Aș vrea acum să, înainte ca să avem colecta, timp în care fratele Mihai și fratele Cristi vor lăuda pe Domnul, aș vrea să luăm câteva momente, să avem câteva momente de părtășie. Așa, ne rugăm și am scăpat pentru sora Vicky Simion, care și dânsa este încercată. Mâine va avea o intervenție chirurgicală la picior. Ne rugăm ca Domnul să dea izbândă și în această situație. Și probabil că mai sunt și alte cazuri pe care le cunoașteți. Haideți să luăm două, trei momente, să dăm mâna unii cu alții, să ne binecuvântăm unii pe alții, după care ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie.
prin cântarea aceasta pe care vrem să lăudăm pe Domnul și vrem să ne însoțiți în această cântare, vrem să spunem că îi aducem slavă și cinste celui care ne-a eliberat de lanțurile robiei. Toți am fost robi ai păcatului și mulțumim că El ne-a salvat și ne-a mântuit și acuzatorul nostru, cel rău, Satana, nu mai are nicio putere pentru că pe lemnul crucii Domnul a fost biruitor și sângele care a curs pe lemnul crucii ne mântuiește pe toți. De aceea, însoțiți-ne în această cântare. Foarte ușor și sper că l-ați și învățat până acum. Aș vrea glorie, glorie, aleluia, lanțurile le-a sfârmat, glorie, glorie, aleluia, Iisus m-a eliberat și liber sunt. Vreau să vă invit acum pe toți cei care ați experimentat libertatea de sub păcat să cântați împreună cu noi, dar din toată inima, ok? Gata? 1, 2, 3 și... Glorie, glorie, aleluia, lanțurile mi-a scăpat. Glorie, glorie, aleluia, Iisus, mă eliberează.
It's a little hard to do a follow-up after that. What a great song. This morning, Feli told me she was singing a song with the girls' choir, but she failed to tell me what title it was. So I just told her, I said, put it on the program where you see need fit, and I'm getting ready to print out the programs this afternoon. And when I print out, I saw that she was singing Jailbreak. And I couldn't have done it better myself. I can't do a better job than the Holy Spirit. And that's a fact. Because the title that I was preparing for the whole week is called Chains Are Gone. And what it's about is about the captivity of social media. Laura sent me a video this week, and it really intrigued my interest. And then after she sent it to me, I saw it over 10 or 20 posts on different people that I have on Facebook, posting the same video. And I realized how important it was, and that how well it flowed with the next passage about Abraham. So, considering all that, I want to ask you guys, how often do you check your phone? Not just the youth, everybody. Because either watches don't come all handy anymore, it's usually checking the phone for the time. Twice a day, once every hour, more often. The average person does it 110 times a day. The average number of a user, this is a quote, okay? So mind you, you're not a person anymore, you're a user at this point. The average number a user checks their phone is 9 times an hour. During peak times, this equates to once every 6 seconds. And with some users unlocking their devices up to 900 times over the course of the day, which in reality is about 18 hours. Some things people observe and say about our new age of technology and social media. These are some quotes. The first person says, it doesn't matter if I'm with friends or with family because they all have their faces and their phones. And I can't say or do anything that's interesting enough to compete with that. And ain't that the truth? It's pretty hard to compete with the phone and the constant information that's being fed to us. Another one, hospitals and nursing homes have free Wi-Fi for patients and for visitors. So now we don't even have to talk to patients when we go in for a visit. Third person says, she says she was talking to her friends, the ones she never met in person. My niece doesn't seem to have any boundaries as far as what she will share about herself or others over the internet. She shares everything with people in her phone, and they are most important than the people she's actually with, because she's on her phone, not with the people that she's with. Smartphones and internet have changed our culture, and we have created an entire civilization that is totally dependent on it. And in this technological universe, we have done one thing. We have sacrificed conversation for just a mere connection. At home, families sit together texting and reading email. We text, we shop, and we go to Facebook during classes and even while we're on dates. We've become accustomed to a new way of being alone together. This is what we do. One more post, one more tweet, one more selfie on Instagram, one more pic to send through Snapchat. Before we give the person in front of us attention. You see, we stopped socializing and we started social mediating. Abraham actually had a vision of what this looked like and what captivity is. And he had a dream about it. Anka was actually amazed when I brought this up. Because Moses had a vision of what the people of Israel would be.
for 400 years in slavery. Genesis 15 from 12 says, "Now when the sun was going down, a deep sleep fell over Abram, and behold, a horror and great darkness fell upon him." So he had a nightmare. Then he said to Abram, "Know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them for 400 years. And also the nation whom they serve I will judge. Afterward they shall come out with the great possessions." The main thing out of that text is that he says that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, which is what's happening here. We're in America. It's a land that's not ours. And they will be they will serve them and they will afflict them for 400 years. Now, I'm going to address the older generation. If somebody told you 40 years ago, not 400 years ago, that your kids, our generation, would be enslaved to a phone that would become wireless, handheld, you would have laughed at them. Not knowing that a TV would become a computer that would be used on Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. That's what the phone that we used to turn and dial from the black and white TV has turned into. I don't think anybody would have believed Abraham that his people would be enslaved for 400 years if he told them that day or the next day. He said, "You're crazy. There's no way." And the same way if we told some of our parents in 1960s that a TV would be a computer that we can talk to, an internet, they would have said, "No way. There's no way that technology advances that quick." But here we are. What's important is that we can change and not be enslaved. We can break these chains of social media, these chains of distractions, and we can be free. As the song said, I am free indeed. I heard Dr. Randy Carlson, which hosts a radio show. Maybe many of you have heard him on the Christian radio. It's called Intentional Living. He has written many books as a Christian counselor. And he talked on a special episode about distractions in our lives. And one girl had called in and said, talking about Facebook, that she tries to go on a 10-day fast. But afterwards, she comes back after 10 days and goes 3 times more on it than before. And she bilges on it. And the question is, how can we break free of these chains? How do we do this big question? Well, it's right here, of course, in the Word of God. Luke 4:18 says, "He came to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery to the sight of the blind, and to set at liberty those who are oppressed." I'm going to read that again. "He came to heal the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives, recovery to the sight of the blind, and set at liberty those who are oppressed." That is what Jesus came out to do, to set us free from what we can't do ourselves. Well, how do you do this practically? I'm curious if you can guess it. It's one thing that I say over and over and over again, and that's prayer. You have to want it and ask for it with an ardent heart. And if you're asking what ardent means, with a passionate heart that burns. I used to be hooked to this TV show, and I don't know for what reason, but I was. I knew it wasn't right, and I wanted to quit, but I couldn't. And so I asked God with a sincere and ardent heart to help me quit, to stop it somehow. Well, I was on the 10th episode, and then the show stopped. So here I am on my computer Googling quickly to find out when the next season was going to start. When I looked it up, they stopped it. And it was one of the shows that they would stop reproducing. I just said, "Praise the Lord." I didn't actually believe that he can stop TV shows or popular TV shows that would keep on going in order for him to change me. But he did, and he answered my prayer. Amen. Amen. I was so happy that God came through once again. Bob Coughlin writes in the Worship Matters book,
And I'd ask Cătălin probably to help me with slide to the next slide with a quote. It says, I understood that I couldn't save myself. I just didn't think of myself as a very great sinner, which meant I didn't need a great savior. See, that's the problem with us. We must void ourselves of our ego and realize that we can't do anything ourselves. We need a great savior. That's why God did not put us a mediocre savior, an okay savior. He made a great savior. It's for us to realize that only he can do it. It's got to be something great, because little peddly things we can do ourselves. Some may say, well, I have no problem with this social media platforms. I'm just a modest user. Well, if you are, then I would say prove it. As I say to many that are dependent on caffeine or nicotine or any other addicting substance. How simple. Take a 21-day fast from it and see if you have any symptoms of withdrawal, or replace it with the Word of God. See if God will not transform your mind and show himself in ways you've never seen him. See, I remember when I did the Daniel fast. It was 21 days. I not only did eat only vegetarian, no dairy or breads, but the most important part of the fast was that I cut TV and Facebook. TVs, movies, shows, and just connected purely with God for those 21 days and his word, and read books. And wow, was it an awakening. In times like that, I realized how much time I had on my hands. Also, I realized how much I was on TV and how much time I wasted with it, and so much less time with God. I found time to look for worship songs. I found time to study the Word of God, and God revealed himself about what his worship is about. And it was a time of really of revelation and enlightening. 21 days signifies a time of renewal, because believe it or not, it takes 21 days to make a new habit as well. The chains can be gone and the shackles broken. The time for burdens, addictions, distraction is over. Jesus came to set you free, and all you have to do is ask. The decision has to be made in the heart, though. And if you guys were at the message when Fratele Sammy talked about from Proverbs, that the battle is for the heart. It starts in the heart. And that if we want to have a changed heart, that's what it starts. We all battle the same issues or principles, but in different ways. The older might be doing by being workaholics. You guys doing it by overworking the social media. The fact is the chains are still there, and only Jesus can set them free. So decide in your heart that you can make the change before it's too late. And do not ever stop from prayer to make that change. Amen. And may God give you guys the freedom that he has given me. Be blessed. Haideți să ne ridicăm picioare, să ne pregătim inimile pentru Cuvântul lui Dumnezeu și să declarăm în această seară că El e refugiul nostru când suntem slabi. El e comoara care am căutat-o și Domnul e în toate Domn. Amin.
slăvi pe mielul gloriei întotdeauna. Și regelui, regilor ne închinăm. Voi slăvi pe mielul gloriei. Regelui, eu mă închin. Să ne închinăm cu toții împreună această seară prin cântare. Amin. Prezenței Domnului Dumnezeului nostru. Deschidem Scriptura în seara aceasta. În Vechiul Testament, la cartea profetului Isaia, capitolul 5, începând cu versetul 1, citim cuvântul lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 5, începând cu primul verset. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a sădit și un teasc. Apoi trăgea nădejde care să facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar, zice Domnul, locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare. O voi pusti, nu va mai fi curățită, nici săpată, spin și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai dea ploaie peste ea. Via Domnului oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt vița pe care o iubeam. Amin. Tată Ceresc, în seara aceasta, via Domnului suntem noi. Și dorim, prin adevărul cuvântului Tău proclamat și descoperit în seara aceasta, să ne regăsim fiecare dintre noi în ceea ce este frumusețea însoțirii și binecuvântării Tale, în ceea ce este purtarea Ta de grijă, în ceea ce este realitatea trăirii noastre și în ceea ce este, Doamne, dragostea cu care Te ocupi de noi să ne reabilitezi și să ne reașezi înapoi. Doamne, mulțumim că în seara aceasta vei vorbi pentru fiecare dintre noi, în limba și pe înțelesul nostru, în călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Amin. Amin. Mă bucur să fiu, vă rog să ocupați locurile. Mă bucur să slujesc și în această după-amiază aici la New Life. Sunt
mulțumitor înaintea Domnului pentru privilegiul acesta pe care Domnul mi l-a acordat să fiu în mijlocul dumneavoastră. Așa cum spuneam dimineață, sunt aici pentru că sunt fratele vostru și sunt aici datorită unei relații speciale cu familia Sârbu, cu fratele Mihai, cu sora Ani și cu copiii lor. De aceea suntem toți împreună, pentru că îl iubim pe Domnul și pentru că Domnul ne-a așezat împreună ca să-L slujim pe El. Spuneam dimineață că dacă voi duce ceva din mijlocul dumneavoastră, dincolo de saluturi, de cuvinte ale Scripturii, voi duce din mijlocul dumneavoastră atitudinea bisericii, și anume New Life este o biserică care se roagă în genunchi. Și am mai adăugat ceva, că biserica aceasta, New Life, este o biserică care vorbește românește, dar vorbește și limba țării în care trăiește și o face spre binele și câștigul pentru amândouă generațiile. Și o face cu înțelepciune și o face în unitate pentru ca Iisus Hristos să fie capul și autoritatea adunării acesteia. Iubiții mei, sunt în seara aceasta împreună cu dumneavoastră și doresc să mă opresc la acest mesaj din seara aceasta prezentat în patru tablouri distincte care vorbesc despre Israel, dar vorbesc în seara aceasta despre noi, despre biserică și aș dori în adevărul cuvântului lui Dumnezeu să ne regăsim fiecare dintre noi, parcurgând etapă cu etapă din viața lui Israel și uitându-mă la mine, la viața mea, la ceea ce a făcut Domnul pentru mine, la ceea ce am făcut eu pentru El, la modul în care, datorită comportamentului meu, Domnul a avut o atitudine într-un fel sau în altul, și apoi, în final, aș dori să ne uităm la o linie nouă a restaurării pe care o așează Dumnezeu, de dragul veșniciei noastre și de dragul faptului că, după roadele lor, îi veți cunoaște. De dragul faptului că, despărțiți de Hristos Domnul, suntem nimic, suntem fără valoare, suntem oameni care trăim, dar care n-avem nădejde și care n-avem perspectivă și care n-avem siguranța viitorului garantat împreună cu Hristos Domnul. Via Domnului din Isaia capitolul 5 este o vie privilegiată. Via aceasta este privilegiată pentru că îl are ca stăpân pe Domnul. Via aceasta este o vie privilegiată datorită proprietarului. Proprietarul îi dă valoare viei. Valoarea mea și valoarea voastră, fraților, este dată de stăpânul care ne stăpânește. Este dată de proprietarul pe care îl avem. Mașina de afară, cu nume și renume, are valoare și îi crește valoarea datorită proprietarului, datorită aceluia care o conduce. Nu mulțimea jucăriilor, nu mulțimea trenulețul, păpușa sau ceea ce au copiii de valoare, ci valoarea copiilor o dau părinții, o dă proprietarul. Ai cui suntem?
Cine este proprietarul nostru? Via Domnului este o vie privilegiată datorită faptului că proprietarul vie acesteia este Domnul. Valoarea și frumusețea închinării și adunării acesteia nu stă în lucrători, nu stă în organizare, nu stă în cântare, ci stă în proprietarul adunării acesteia. Ci o stă în capul bisericii care este Hristos Domnul. Via Domnului este o vie privilegiată datorită așezării. Spune cuvântul lui Dumnezeu că preiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. Suntem privilegiați datorită așezării. Aici în America și acum și în România, oamenii caută proprietăți și case ca să fie așezate în locuri bune, în locuri unde nu sunt conflicte, în locuri unde nu sunt împușcături, în locuri unde nu sunt oameni răi. Via Domnului este o vie privilegiată datorită așezării. Știți de ce suntem noi privilegiați? Știți de ce sunt eu privilegiat în această seară? Pentru că eu, ca și dumneavoastră, suntem așezați în Hristos Domnul. Privilegiul nostru este să fim în El. De aceea, apostolul Pavel îndrăznește să spună că poate totul, pentru că este în Hristos. Via Domnului este o vie privilegiată pentru că este o vie îngrijită. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că via aceasta a prea iubitului, care este așezată într-un loc extraordinar, pe o câmpie foarte mănoasă, este o vie de care el se îngrijește. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în pământul acesta vițele cele mai alese. Via Domnului este o vie de care se îngrijește Domnul. De noi și de nevoile noastre în fiecare zi se îngrijește Domnul. Domnul este Cel care se îngrijește de noi și David spune, pui de leu pot să ducă lipsă să le fie foame, dar de nimic nu duce lipsă Cel ce se încrede în Domnul, pentru că grija Lui o poartă Domnul. De aceea aș dori să știm și să avem convingerea aceasta, căci Domnul se îngrijește de toate nevoile noastre în fiecare dimineață. Mă scol oare și m-am sculat în dimineața aceasta pentru că sunt cineva? Pentru că am putere? Pentru că sunt tânăr? Pentru că mai am sănătate? Nu, pentru că Domnul s-a îngrijit de mine și mi-a mai spus și în această zi un bună dimineața. Mi-a mai spus încă o dată o trezire la o nouă zi a vieții și a trăirii pe pământul acesta. Dacă poartă grija și se îngrijește de pasărea de pe gard, nu se va îngriji cu mult mai mult de mine și de voi, fraților, care suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu, care suntem după chipul și asemănarea Lui. Grija noastră o poartă Domnul. Știți de ce sunteți aici? Pentru că va purta Domnul grija în felurite feluri, la unii sau la alții. Știți de ce este Biserica lui Hristos Domnul în picioare? Și va rămâne. Și porțile locuinței morților nu vor birui, pentru că grija o poartă Domnul. Slăvit să-i fie numele. Via Domnului este o vie privilegiată, fraților, pentru că este o vie
care are protecție. Și spune cuvântul Domnului că protecția aceasta este dată de modul în care stăpânul se îngrijește și îi face gard. Dar numai dacă îi face gard și așează un turn în mijlocul viei, ca de acolo să poată vedea jur împrejur. O vie care are protecție. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Ce protecție mai mare ca și aceasta am nevoie decât să știu că Dumnezeu m-a luat în mâna Lui, decât să știu că m-a înconjurat cu gardul dragostei Lui, decât să știu că îmi poartă grija în fiecare zi, decât să știu că sunt așezat în Hristos, decât să știu că El este stăpânul meu. Via Domnului este o vie privilegiată, o vie care are favoruri peste favoruri, care are binecuvântări peste binecuvântări, care are un stăpân extraordinar. Așa e via Domnului, așa sunt eu, așa sunteți dumneavoastră, așa este adunarea din locul acesta. Via Domnului, într-o altă ordine a cuvântului lui Dumnezeu, în ceea ce spune cuvântul, via Domnului, contrar tuturor lucrurilor, tuturor stărilor, contrar protecției, favorurilor, via Domnului este o vie neroditoare. Ultimul lucru la care stăpânul s-ar fi așteptat după toată investiția, după tot ceea ce a făcut, după toată grija pe care a făcut-o. De aceea, el stă și se oprește și întreabă și spune: acum dar, zice Domnul, locuitori a Ierusalimului și bărbați al lui Iuda, judecați voi între mine și via mea, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Extraordinar! Stăpânul a făcut totul ca via să aibă recoltă bună, ca via să facă struguri buni. Și via a făcut struguri sărbatice. Extraordinar! Via Domnului, care trebuia să aducă roadă, via Domnului, care trebuia să fie mândria stăpânului, este amărăciunea stăpânului, este supărarea stăpânului, este îngrijorarea stăpânului. Cum? Via aceasta, care trebuia să facă struguri buni, a făcut struguri sălbatici. Fraților, de multe ori, noi suntem cei care suntem foarte aspri cu alții, dar nu cu noi. Noi suntem foarte categorici cu păcatele altora, cu copiii altora, cu situațiile prin care trec unii sau alții, din adunările noastre, dintre prietenii noștri, dintre colegii noștri, dar nu tot așa suntem cu noi. Suntem beneficiari tuturor binecuvântărilor, suntem cei privilegiați, dar când este vorba despre noi, avem o altă unitate de măsură. Zâmbesc că aseară am avut o întâlnire cu Mihai, cu Ani, cu copiii și Alin mi-a reamintit o scenă pe care am trăit-o împreună. Am mers la mare, eu cu soția, Mihai și cu Ani, și l-au luat și pe Alin. Alin, un năzdrăvan și unul care nu-și găsea locul și care când era sus, când era jos. N-aveam băiat atunci, n-aveam numai pe ela, pe fată, și Alin tare bine a recepționat, mi-a spus: frate Liviu, îți mai aduci aminte ce ai zis
către mine și de mine, când am fost la Mamaia, la mare, să am eu un băiat așa ca tine, așa l-aș bate și l-aș pune la punct. Asta a fost atunci, dar n-a fost după aceea. Frăților, trecem prin situații în viață și trecem prin împrejurări în viață prin care, datorită împrejurărilor vieții și datorită circunstanțelor prin care trecem, în loc să facem struguri buni, în loc să avem un rod bun, rodul nostru este sălbatic. În loc să fim acei oameni de care Domnul să se bucure, suntem acei oameni care ne facem de cap. Via Domnului este o vie neroditoare. Foarte interesant este că cuvântul Domnului, vorbind în privința aceasta, pune accentul pe o latură foarte interesantă. Domnul nu ia realizările, nu le ia mulțimea caselor, nu le ia ogor de lângă ogor pe care l-au cumpărat, de care au parte. Domnul nu ia realizările, ci ia din mijlocul realizărilor bucuria. Le ia bucuria datorită faptului că strugurii lor sunt struguri sălbatici. De aceea, cuvântul Domnului vorbește despre via Domnului ca și o vie pe care El dorește să o restaureze, și via aceasta pe care El dorește să o restaureze este via pe care El o iubește, este via pe care El o îndrăgește și de care și-a legat toată viața. De aceea, cuvântul Domnului, în ordinea aceasta a mesajului și a modului în care Dumnezeu dorește să restaureze via sa, face un alt lucru mai întâi, și anume lucrul pe care îl face mai întâi este faptul că via Domnului este o vie pe care El o pedepsește. Este o vie pe care o părăsește. Este o vie față de care ia o atitudine. Și atitudinea pe care o ia este: știu ce am să-i fac, pentru că a făcut struguri sălbatici, pentru că s-a comportat așa, știu ce am să-mi fac. Am să-i smulg gardul, am să iau protecția și am să o las via aceasta în mâna prădătorilor. Și-au venit prădătorii, și-au venit asirienii, și-au venit babilonienii, și-au călcat în picioare pe Israel. Au venit și au făcut robi. Și dintr-o vie aleasă și dintr-un popor privilegiat au devenit robi, au devenit oameni pedepsiți, au devenit oameni sub asuprire, și au devenit oameni cu lacrimi în ochi. Via Domnului este o vie pe care Domnul o pedepsește, este o vie la care îi ia protecția, îi ia ocrotirea, îi ia bucuria și o lasă în mâna prădătorilor ca să vadă și să înțeleagă cum este să fii deslipit de stăpân. O lasă să vadă ce înseamnă să fii singură, să fii fără acela care te-a păzit, te-a ocrotit, te-a însoțit, te lasă fără protecția lui, pentru că așa ai ales. Îmi aduc aminte de cineva care îi mergea extraordinar de bine,
care mergea din câștig în câștig, până la 40 de ani, a reușit să se realizeze extraordinar din familia fraților, frații de-ai noștri, și care, la un moment dat, s-a întâlnit cu Domnul și Domnul l-a chemat și i-a spus, mai am timp încă, vreau să mă realizez. M-am bucurat de tot ceea ce Domnul mi-a dat, dar mai am timp cu pocăința, mai am timp cu întoarcerea. Și Domnul l-a atins cu un cancer, boala aceasta foarte actuală, și s-a trezit, pedepsit și lovit de Domnul, părăsit și lăsat în mâna unei boli care rodea din el în fiecare zi. S-a oprit la un moment dat, s-a trezit și a spus, extraordinar, eu cel privilegiat, eu cel ocrotit de Domnul, eu cel care am atâtea realizări și am realizat atât. Ce fac? Știți ce a spus? Boala aceasta nu este spre moartea mea, ci boala aceasta este spre întoarcerea mea la Domnul. Boala aceasta este spre apropierea mea de Dumnezeu, care dorește să mă trezească din starea aceasta. S-a întors cu căință și pocăință la Dumnezeu. Și Dumnezeu, care este un Dumnezeu al minunilor și al vindecărilor, i-a dat vindecare și i-a dat bucurie în realizările pe care le-a realizat. Nu i-a luat bucuria, ci i-a dat-o mai departe. S-a angajat să-L slujească pe Dumnezeu. Dar a trecut prin mâna Domnului. A trecut prin pedeapsa Domnului. Ne uităm la via Domnului, care este Israel. Ne uităm la noi în seara aceasta și ne considerăm că suntem oameni privilegiați. Ne considerăm că suntem oameni prin faptul că Domnul ne-a făcut atâtea favoruri, oameni de la care Domnul așteaptă o recoltă, așteaptă un rezultat al investiției. Și viața noastră este una sălbatică, este una fără Domnul, este una în voia gândurilor noastre. Și atunci Domnul este Cel care intervine, lăsând pedeapsa, lăsând prădătorii, și lăsând ca strâmtorarea și necazul să vină peste noi. Cât ține pedeapsa, fraților? Cum este pedeapsa Domnului? Cum pedepsește Domnul? Cum lucrează El? De ce o face aceasta? Toate acestea le face de dragul nostru. Toate acestea le face cu măsură, și le face în așa fel încât să ne trezească. Via Domnului este o vie restaurată de Domnul. Cum o restaurează Domnul via aceasta? Și cuvântul Domnului, uitându-ne mai departe în cartea profetului Isaia, vom observa că El restaurează via aceasta intrând la judecată cu aceia care l-au asuprit pe Israel. Domnul intră la judecată cu aceia care au fost împotriva lui Israel. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi lovi cu sabia mea cea mare și tare Babilonul, Asiria, șarpele cel inelar, mă voi lupta cu ei. Domnul este Cel care intră la judecată cu aceia care l-au asuprit pe Israel. Și cuvântul Domnului vorbește că în ziua aceea, când Domnul va intra la judecată cu aceia care sunt împotriva lui Israel, în ziua aceea, cântați o cântare asupra viei mele, celei mai alese. Ce s-a întâmplat? De dintr-o vie cu care Domnul avea probleme datorită faptului că avea struguri sălbatici, a devenit iubirea lui.
a devenit aleasa lui. S-a terminat, spune cuvântul, n-am nicio mânie pe ea. De ce, fraților, toate acestea? Pentru că s-a sfârșit pedeapsa. Pentru că s-a sfârșit vremea în care Domnul s-a judecat cu ei. Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispășită. L-a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei ce loveau pe Israel? L-a ucis el cum a ucis pe cei ce-l ucideau? Nu. Cu măsură l-a pedepsit în robie. Domnul Dumnezeu este cel care l-a pedepsit cu măsură. Pedeapsa Domnului este una cu măsură. Este una cu limită. Pentru că Domnul este cel care dorește restaurarea noastră. Domnul este cel care dorește pentru ca noi să avem puterea să-L revedem pe El, să ne întoarcem cu căință și pocăință la un Dumnezeu care nu obosește iertând. Ne-am uitat în seara aceasta la via Domnului ca o vie pe care o restaurează Domnul și face lucrul acesta pentru că s-a sfârșit vremea pedepsei, pentru că Dumnezeu nu pedepsește fără încetare, așa de frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate, El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânie pe veci. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Via Domnului este o vie privilegiată, via Domnului este o vie care n-a adus rod, neroditoare. Via Domnului este o vie pedepsită, dar marea bucurie este că via Domnului este o vie restaurată de către Stăpân, pentru că El pedepsește cu limită. El nu pedepsește pe Israel ca și pe celelalte popoare. Fraților, mă întorc în seara aceasta împreună cu dumneavoastră, la mine și la dumneavoastră. Și doresc să spun în seara aceasta că Domnul are o linie nouă a restaurării. Și linia aceasta nouă a restaurării o are în acela unicul și singurul care a adus rod plăcut lui Dumnezeu. Și acesta este Iisus Hristos Domnul. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele, spune Domnul Iisus Hristos. În seara aceasta avem marea favoare să știm și să mărturisim că noi suntem mlădițele acelea care am fost altoiți în vița care este Iisus Hristos Domnul. Și doresc să fim conștienți că dacă am fost așezați în El, seva de viață curge din viță în mlădiță și despărțiți de mine, a spus Hristos Domnul, nu puteți face nimic. Noi nu putem avea rod individual. Noi nu putem avea rod singur. Noi nu putem avea rod de capul nostru și cum vrem noi. Rodul nostru, ca și mlădițe, este în legătură cu vița care este Hristos Domnul. De aceea, în seara aceasta, aș dori să știm, să credem și să mărturisim că mlădițele care nu aduc rod sunt tăiate și aruncate în foc.
Dar mlădițele care aduc rod, el le curățește ca să aducă și mai multă roadă. De aceea, în seara aceasta, cred și mărturisesc că în calitatea de copii ai lui Dumnezeu, avem nevoie să fim curățiți de către El, avem nevoie să ne îndreptăm ochii și trăirea realității vieții în marele privilegiu pe care îl avem. Să avem un stăpân așa de glorios, să avem o protecție așa de frumoasă, să avem atâtea și atâtea binecuvântări în trăirea vieții acesteia. Și să ne uităm la noi în seara aceasta, dincolo de toate favorurile pe care Domnul ni le-a făcut. Știți ce spune Isaia? Vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Sunt, cu alte cuvinte, un om mizerabil. Când mă uit la toate favorurile acestea, la protecția Lui, când mă uit la modul în care m-a însoțit, când mă uit unde m-a așezat și ce a făcut pentru mine, pe cine a dat la moarte pentru mine ca eu să am viața. Și mă uit la mine și la anii vieții mele și văd ce rod și cât rod am adus. Și văd că rodul meu este unul sălbatic al firii, al înstrăinării de fața Domnului. Și dacă Domnul a venit cu toiagul și noiaua lui care mângâie, a făcut aceasta pentru că dorește un singur lucru. Dorește recuperarea noastră. Dorește trezirea noastră. Dorește să aducem rod. Și rodul nostru este legat de Hristos Domnul. De aceea îl binecuvântăm în seara aceasta și ne închinăm înaintea Lui și îi mulțumim pentru că în calitatea de via Domnului, în calitatea de copii ai Lui Dumnezeu, în calitatea de biserică răscumpărată a Lui Hristos Domnul, suntem privilegiați și suntem binecuvântați și suntem așezați în Hristos Domnul și El este Cel care așteaptă de la noi rod și nu orice rod. Rod bogat pentru tot ceea ce a investit și pentru tot ceea ce a făcut. Există o linie nouă a restaurării și linia aceasta nouă a restaurării este în Hristos Domnul. Și Domnul Iisus Hristos a spus, despărțiți de mine, nu putem avea rod. De aceea, rodul lucrării lui Dumnezeu este prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava și gloria acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Ar vrea să ne ridicăm. În această seară, stăpânul viei se uită să vadă rod. Problema este între fiecare din noi și Dumnezeu. Acum este vreme de har. Dumnezeu vrea restaurare. Va veni ziua când Dumnezeu va spune atât, stop. Intrăm într-o nouă săptămână și toți aceia care se roagă ca și mine, Doamne, în săptămâna aceasta am nevoie de Tine. Și vreți lucrul ăsta, ridicați o mână sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am nevoie de tine în sănătatea mea, am nevoie de tine în școala mea, la jobul meu, în problemele mele, în relațiile mele, în finanțele mele. Am nevoie de tine în eliberarea de lanțurile social media. Doamne, am nevoie de tine. Și Tu știi ce nevoie ai. Stăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm. Doamne, mulțumim că ne-ai dat clauza națiunii cele mai favorizate. Suntem privilegiați să fim poporul Tău și copiii Tăi.
Nu puteai să faci cu nimic mai mult decât ai făcut. Și singura ta pretenție față de noi este să aducem rod. Doamne, dacă în seara aceasta n-ai venit, e semnul că ne iubești, că ne mai cercetezi odată, că ne mai ierți odată, că ne mai eliberezi odată, că ne mai sfințești odată, că ne mai umpli odată cu Duhul Sfânt și cu înțelepciune. Doamne, uită-te în adunarea din locul acesta și cu ochiul Tău de Dumnezeu pătrunde până la cele mai mici cotloane din ființele noastre. Și te rog, lucrează pocăința pocăiților în această seară. Doamne, nu ne lăsa să ne jucăm de-a pocăința. Fă să trăim pocăința. Fă să propovăduim pocăința. Fă să înălțăm numele Tău prin pocăință în fiecare persoană din seara aceasta. Pentru prietenii casei Tale, Doamne, mântuiește-i în această seară. Ajută-i să Te primească pe Tine și să fie copiii Tăi. Tată care ești în ceruri, au fost zeci și zeci de mâini ridicate ca semn că este nevoie de Tine în săptămâna aceasta, în viața fiecăruia dintre noi. Doamne, în casele în care nu-i liniște, pune pacea Ta. În trupurile care nu-i sănătate, atinge-Te Tu, Doamne. În mod special mulțumim că ne-o vei da acasă pe sora Doina, atinsă de Tine, Doamne. Și mulțumim că mâine vei fi alături de sora Vicky în intervenția chirurgicală și nu vei lăsa doctorii să facă ce vor ei, ci ce vrei Tu, Doamne. Te rog să mângâi familia Simeon și să faci ca și momentul de mâine să treacă cu bine, Doamne. Mulțumesc că Tu ești în familiile care au probleme cu copiii, Doamne. Doamne, Te-am rugat și altă dată. Tu nu ne-ai dat copii pentru iad. Îi vrem în rai cu Tine. Pe cei ce sunt în casa Ta, păzește-i și ocrotește-i. Pe cei ce sunt departe de noi, strigă-i pe nume și adu-i înapoi, Doamne, înapoi la Tine și înapoi în casele lor. În familiile în care sunt probleme financiare, Doamne, înmulțește puținul și arată-ți slava și puterea Ta de Dumnezeu. În familiile în care sunt alte probleme, care nu se pot spune, numai Tu le știi, Doamne, pătrunde în intimitate și adu eliberare și adu dezrobire, Doamne. Doamne, în această seară, Mihaela noastră cu Riana vor călători spre San Francisco. Mergi cu ele, Doamne. Mâine va veni sora Mărioara Baltă, însoțește-o, Doamne. Marți vor veni părinții familiei Neagoie și familia Gligor. Doamne, adu-i în pace. Pe toți păzește-i de teroriști, de explozii, de turbulențe, Doamne. În weekend vor zbura frații noștri spre Chicago. Doamne, mergi cu ei, protejează-i și dă-le un ospăț din cuvânt acolo. Să vină întăriți și să împreună să continuăm să Te slujim la nivel de excelență, pentru că Tu meriți totul, Doamne. Te rugăm, Tată care ești în ceruri, să Te înduri și ne gândim acum la frații noștri din Siria, din Irak, la păstorul Saed Abidini, la prigoniții din Coreea de Nord, din Nigeria, din țările musulmane. Doamne, fără milă li se taie capul. Sunt împușcați și uneori sunt omorâți, sunt înmormântați de vii. Doamne, atâta cruzime cât nu se poate concepe. Doamne, din libertate, până nu vine și aici, strigăm, fie-ți milă de frații noștri și fie-ți milă de noi și fie-ți milă de America, Doamne. Te rog, nu lăsa anticristul să-și bată joc de moștenirea Ta. Ridică pocăiții la rugăciune și post și mai îngăduie timp de binecuvântare și de prosperitate. Te rog să Te înduri și de România, de unde venim noi, și să nu uiți moștenirea Ta, Israelul. Mulțumim pentru familia Ficuț care a petrecut cu noi și ei vor zbura săptămâna aceasta. Însoțește-i, binecuvintează-i, folosește-i și mergi cu noi în noapte
păzește-ne de accidente, de pană, de poliție, de oameni răi, de duhuri. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămână cu biserica ta la închinare, cu toți cei ce au nevoie de tine și cu toți cei ce te așteaptă pe tine, mai înainte de toți vecii și acum și până nu se vor mai număra timpii veacurilor. Amin. Dă-ți mâna unii cu alții. Spuneți-vă vorbă de binecuvântare. Spuneți, Domnul să te binecuvinteze săptămâna aceasta. Și fiți slăviți.